Bună dimineața, Dami! Bună dimineața, dragilor! Dacă vă spun că vremea este perfectă pentru a ieși pe lac și chiar aici pe lacul Snagov, alături de Elisabeta Lipă, ei bine, astăzi iau prima lecție de canotaj. Dumnezeule, nu vă puteți imagina cât de complicat e. Și mai mult de atât, este un exercițiu foarte bun pentru cei care și-au rupt mâinile. Deci cum era, Elisabeta, mai spune-mi o dată, explică. Zi ce vrei să-ți explic. Păi vreau să plecăm de pe loc. Îți pui mintea la contribuție ca să pricepi repede, că n-avem timp de pierdut. Treaba exact. E foarte simplă, complicate pentru tine. Bine că e vremea frumoasă, putem sta pe lac cât dorim, să înveți și tu să văslești ca lumea, măcar că Parisul este foarte aproape și avem nevoie de sportiv să calificăm. Doamne ajută, înălțimea am, ci că e foarte importantă înălțimea, așa că... Înălțimea, învergură, greutate, ești numai bună, văd că încapi în barcă, deci fără probleme. Hai cu să-i dăm. Tehnica, stai mai prost. Da, o coordonare aici nu iese. Până terminăm, o să... Hai să-i dăm. Emanuele ne ghidează astăzi, așa că te rog, dă-i drumul, spune. Deci, pregătim braț, atenție, plecăm. Urmărești, urmărirea contează enorm de mult. Singura problemă e că eu tot ridic bâsla asta. Dar cam dacă în cât nu timp? Stai dreaptă, de ce stai? Uite asta. Stai, că mi-am pierdut șirul. Gata. Acum, gata. Așa. Așa. Auzi, dar ce viteză poți să prinzi? Vrei să stăm noi și să văslești doar tu? Ia să vedem. Hai că vă conduc eu. Uite, noi stăm la echilibru și tu văslești așa. Ia uite, ușor, mai lângă apă. Stai așa mai lângă apă. N-apăsa atât de mult că nu ești în universală. Spune-mi, te rog, cam ce viteză poți să prinzi cu acest schif, da? Așa se numește. Spun, barca de o prinde 28 de km la oră, atunci când vrea să câștige. Wow. Ce zici? Măi, are viteză sau nu? Îmi place că e o viteză corectă, motiv pentru care nu-ți trebuie nici permis. Așa. Și te menții și sănătos? Da. Exact nu, treaba ce ne asta recomandă această... doctorii. Auzi, dar știi ce nu înțeleg eu? Ce? N-avem oglinzi. Eu cum văd în spate? Că eu nu tot merg cu spatele. Trebuie să simți. Simți apa, adică? Deci simți apa, da. Trebuie să simți apa și din când în când întorci capul să vezi dacă ești pe direcția bună. În rest nu-ți trebuie nimic. Dar câte șanse sunt să ne răsturnăm cu acest schif? Ești sigură, da? Da, niciuna. Ia, hai să-i mai dăm. Ia, hai să-i mai dăm. Nu, Doamne ferește, nu. Cât de rece poate să fie apa în ianuarie, acum pe mână. Hai, lângă apă, nu apăsa mânerele, lângă apă, hai. Hai, așa, dreaptă, stai dreaptă. Așa, hai. Așa, auzi, aș vrea pe să ne verticală să bagă pala în apă. Gata, aș vrea să ne povestească și Raluca cam de câte ore de exercițiu este nevoie pentru a ajunge la această coordonare perfectă pe care eu nu am. De foarte multe ore. Noi suntem învățați de mici. Ieșim cu un instructor sau un sportiv care are mai multă experiență și învățăm, iar treptat micșorăm ambarcațiunea și putem să ieșim singuri, să începem să vâslim. La nivelul ăsta deja știm să vâslim foarte bine. Noi facem și 24 de kilometri la un antrenament de dimineață. Deci avem coordonare, tot ce trebuie. Deci și câte ești patru. Pe drumul cel bun. Da, păi v-am zis că vă conduc eu astăzi, da? Așa. Ai zis că vrei să mă iei la Paris, exact ce-mi doream, că n-am fost niciodată. Da, Elisabeta, da. Ce-ți trebuie ca să ajungi un canotor performant, așa? În primul rând trebuie să ai niște calități, dacă le ai. După care, voință, ambiție, determinare, pentru că performanța nu este ușoară, dar este foarte frumoasă. Da. Și atunci lucrurile frumoase se fac greu, nu le poți face bătând din palme. Așa și cu sportul de performanță. Un sportiv care este super talentat poate atinge podiumul olimpic, dar sunt alții care poate nu sunt atât de talentați, dar prin muncă reușesc să ajungă pe podiumul olimpic. Asta ține și de antrenorii pe care iau și planurile de pregătire și nu, dar cel uite, mai mult de care ei. Partea cea mai frumoasă? Că poți să faci această activitate chiar și iarna, pentru că ce să vezi, ne ajută vremea. Da, exact. Vremea s-a schimbat și nu mai și avem... Și e vreme de plimbat, pe lac.
Așadar, dragilor, rămân aici pe lacul Snagov alături de campioni adevărați, cum poate eu doar aspir să ajung. Așa. Și aici se zice vând din pupă ceva. Da, vând din pupă, da. Da, în continuare vând din pupă.